Salutare, fraților, salutare, salutare. Uite, acum vin de la Bibi. Am fost de anul ăsta la aia Liefershine-urile de săptămâna trecută, că dacă trece 3 zile, îți bagă penalizare pe zi de câte 10 euro. Dar oricum, astea sunt ultimele Liefershine-uri care le lasă acolo. Nu pot să lucru mâncava și gura voastră. Nu pot, că n-are unde să-mi intre banii. Bun, acum asta e, dar acum stau și mă gândesc. Stau și mă gândesc un pic. Adică mă gândesc, îmi zăpăcesc capul, îmi bag în mașina de tocat carne. Ce să fac? Știi? Pentru că am foarte mult de plătit la finanță și de muncă mi-aș găsi aici, adică oricum am dat deja niște, am făcut niște cereri la unul altul, să vedem dacă cumva reușesc să fac și pe pizza Liefershine ceva și eventual asta, dacă ar fi să mai mă duc la el vinerea, sâmbătă sau sâmbătă, o dată pe săptămână, o cursă de asta mai asta, momentan. Acum, pe data de 4 vine contabilul, acum am vorbit cu el, la ora 3 mă duc la el, duc toate achile la el, să vedem cum poate să facă, dacă se poate face să facă, dacă se poate să facă să deblocheze cardul. Și bineînțeles să-mi facă rate, să facă rate care să le plătesc pe lună. Știi? Și dacă mi-ar putea face rate care să le plătesc pe lună, ar fi ok, ar fi mișto. Acum asta încă nu știu. Deocamdată. Rămâne de văzut. Și m-am gândit să mă duc și în România. Pentru că oricum acum până pe data de 4 trebuie să clarific situația, că am zăpăceala asta cu cardurile. Și aia e nașpa. O să încerc să văd și alte țări pe aici, pe împrejur, dacă aș putea, pentru că, nu, ce-mi trebuie? Să-mi iau o chirie și să-mi caut de lucru. Chirie obligată îți trebuie ca să-ți faci domiciliu, ca să poți să-ți faci și cont bancar. Atunci nu mai aș avea probleme. Chiar dacă la 200-300 de kilometri, odată la două ori pe lună, dau un exemplu, aș putea veni până aici la Bibi. O să stau, o să eventual la bătrânul și să stau cu Bibi toată ziua. Că altfel nu am cum. Bineînțeles, în cazul ăsta trebuie să-l bag în insolvență, acum să văd numai să vin ăsta, că ăsta nu știe că eu care e problema mea. Crede că îi dau bani acum. Nu problem că i-aș da, dar nu am nici eu de unde. Sunt cam complicate treburile mele. Să vedem acum asta, dacă îmi bagă banii acum, banii ăștia care mai am de luat luna asta, cum ar veni, deja mi-am scos banii, mi-a dat voie să scot 1200 de euro, care i-am și scos. Asta fiu sigur. Dar nu ți-au dat să gândească. Și banii ăștia care mi-i bag acum, mâine, păi mie deja suntem în septembrie, vă zic că mie 200 pe lună. Asta ar însemna că luna septembrie pot să scoși aia la 1200. În cazul în care îi să o iau în altă țară. Acum rămâne de zis în ce țară să o iau. Belgia, nu știu. Elveția n-ar interesa mai mult, că acolo se câștigă bine. Acum nu știu, chiar îți curios să văd, ia un băiat acolo, pe Elveția.
Și chiar o să văd acum, să încerc să vorbesc cu el, să vedem cam cum sunt chiriile acolo, cam ce și cum. Că numai așa, dacă te ajută cineva de acolo, știi? Adică nu mă refer să-mi dai bani sau ceva, doamne fiu. Să-mi mă ajute cu chirie, știi? Că probabil trebuie, ca și aici, zice, pe da, dar trebuie să lucri, să faci, da, să treci. Și de lucru, dacă nu ești acolo, e cam dificil. Și oricum, pe Elveția ar fi mișto, pentru că pe partea de Germania, pe partea cu unde se vorbește german, ar fi ok, că da, mă înțeleg cu asta. Așa acolo, cum este aici eBay, așa acolo trebuie să fie ceva site de la de-a lor. Și atunci, automat, de când mi-ar trebui o adresă, adică adresă o chirie și, bineînțeles, să am găsit de lucru. Ca șofer, bineînțeles, normal, că ca șofer, că altceva eu nu prea mă văd. Acum, chestia e că poate fi și Belgia, poate ar fi bună și Olanda, ceva pe zonele astea, dar încă nu știu sigur, o să văd, o să văd în cauza dumneavoastră ce și cum. Și ar fi ok dacă aș putea să asta. Acum încă nici eu nu știu sigur, dar ceva trebuie să fac, pentru că, bă, oameni buni, sunt bă piciorul, dacă nu mai știu de mine, bă, nu mai știu de mine, mă, nu mai știu de mine. Cum să zic, sunt așa într-un fel de depresie, bă piciorul, dacă nu. Bine, sigur că mulți ziceți, păi, dar tu ți-ai căutat-o. Așa, eu mi-am căutat-o, pentru că nu mi-am plătit ce-am avut de plătit. Știi că dacă am plătit, nu aveam probleme. Dar uite că n-am plătit și acum am probleme. Sigur că încă mai am o speranță, pentru că, bă, și Germania asta se mai picioră dacă nu, că de atâta sala ăștia. Că n-ai unde să câștigi banii aia ca aici, înțelegi tu? Nu ai unde, chiar n-ai unde. Unde sunt locuri de muncă cât e vrei, dar nu-s banii ăia, e altă mâncare de pește și așa mai departe. Acum nu știu, o să văd. Și în primul rând, dai seama că ca să plătesc ăsta, cum îi zice, la finanță, îmi trebuie un contract bun de muncă pe Gewerbe, adică pe firmă. Și băi, frate, mâncava-și gura voastră, băi, îmi trebuie o mașină, bă, trebuie o dubă, dar de unde, bă, că n-am mâncața-și gura ta? Am zis ieri un pic, s-a certat un pic cu mine. I-am zis că dacă poate să facă factură cash, o zic că nu poate infini. Și o zic că, păi, că da, că zice, eu am de transportat 400 de chile, nu pot să-l trimă pe Domenicu, că Domenicu nu are mașină. Am de transportat 500 de chile, nu pot să-l trimă pe Domenicu, că Domenicu nu are mașină, care combinare Caddy. Că ți-am spus că aceasta e pe Caddy și că sunt tristii. Și acum, sigur că știu că are 500.000 de șoferi care stau la coadă, dau un exemplu, pentru că niciunii nu câștigi banii ăștia. Da, faci și kilometri, dar îți niște bani. Așa că să bă piciorul, dacă nu știu. Acum și cu Bibi, uite, te vezi, nu? M-am până 4, când vine ăsta, mai stau. Și până atunci trebuie să văd, o să mai vin la el duminică, nu mai iau adio de la el, dacă ar fi să mă duc de aici. Că data trecută, așa de rău m-am simțit. Bă, așa de rău am fost din nou. Și am zis, bă, uite că Dumnezeu mi-a ajutat și am întors înapoi. Am mers cu picioarele cum ar veni înapoi, nu înainte. Dar, bă, când crezi că ți-e mai bine, atunci apare, așa e cum o zis, mai zic ăștia pe ăla aici, îți apare tătie bubile care le-ai făcut înainte. Știi? Aia este problema. Îți apare tătie bubilele și atunci, bă, frate, viitorul tău ți-e amenințat. Siguranța ta de sine e amenințată. Pentru că nu mai ai stare, nu mai ai liniște.
ești tot timpul stres. Deci cum fiu acum, sunt stres în sensul care nu știu în ce direcție să iau, ce să fac, cum să fac. Să stau aici, da, bun, să stau aici că se aproape de bine, ok. Dacă mă duc undeva și iau 2000 și ceva de euro, între 2000 de euro mă refer, cu toate că e greu să ajung la banii ăștia, voi credeți că Germania, Germania e așa cum credeți voi. Germania care fac ceva pe aici, ăștia care lucră, mă refer, soț și soție, dau un exemplu, că el lucră, ea lucră, au două salarii, dintr-un salariu își plătesc chiria și cheltuielile și un salariu îl pun deoparte. Și uite așa, atunci singur e greu în cața jurată, când ai conturile blocate, greu în cața. Mi-a venit și tine, că dacă 1000, dar zic tu mie ce să faci cu banii ăștia, cu 1200. Acum nu știu, chiar nu știu, o să văd. Și sigur că mi-e greu să mă duc mai departe, că dacă la, să zic, la 150-300 de kilometri, n-am bă, piciorul ia de treabă, viu, stau aici, lângă Bibi și mai vin pe să dau o săptămână. Că 400-500 de kilometri nu sunt nebunii. Sigur că nu e același lucru, cât sunt aici aproape, dar mă, mă mâncat să nu știu ce să mai fac, să mor, dacă știu ce să mai fac. Bă, nu mai știu, mă, nu mai știu. Nu mai știu, mă, nu mai știu, sunt nebun. Nebun, frate, sunt nebun. Și nu doresc la nimeni chestia asta. Bineînțeles, sunt o dată, repet, tot ies din cauza mea și din vina mea. Da, mâncare, v-aș gura asta, ce să zic? Da, din vina mea, dar pe acum ce să fac, frate? Trebuie, nu știu, nici eu nu știu ce să fac. Nici eu nu știu ce să fac. Habar nu am. Îmi maci în capul zi de zi. Te gândesc, dacă deocamdată aștept să vină ăsta, să văd că el știe ce și cum. Și poate măcar dă niște indicații. Ce-aș... Că mă gândesc și la faza cu să caut de lucru, că m-ar veni cam pe mini-job. Și ceva să mai bag la negru, dau un exemplu. Că dacă ești pe mini-job, ceau, nu se mai atinge de tine nici finanțe, nici nimeni, că n-are ce să-ți iei. De pe 520 de euro pe lună, ce să ține? Sufletul să ți-l iei, nu ți-l iei, n-au drept, nu au drept. Dacă ești la salariu de 1400, 1600, 1700, atunci nici măcar 1200 nu-ți mai dă voie, că îți dă voie la 1000 de euro pe lună sau 800 de euro pe lună. Și aia să ți trage finanțele. Și atunci ziceți în mie. Așa că nu știu. Deocamdată, apropo, bă, care vă uitați la clipul ăsta, nu știu dacă până atunci o să rezolv situația sau nu. Bă, adică să-mi dați voi indicații că aia, că aia și să mă criticați și să dați cu hate. Mai bine zice și voi un lucru bun, frate. Mai bine zice și voi un lucru bun, să-mi bea piciorul de acolo. Nu știu, să văd și în Austria. A, nu, Austria e mult mai departe de Frankfurt. Și în Austria, la urma, la urma urmei, da, tot ar fi bine și acum, și acolo, tot germană să vorbește. Noi nu știu, amică. Aș încerca în zonile astea, în Luxemburg, și în Luxemburg ar fi bun dacă nu aș găsi. Nu știu, o să văd. Să intru pe site-urile astea, dar nu știu ce site-uri au, de exemplu, țările astea din lângă mine, de aici. Și Franța. Oricare intrare ar fi bine pentru... Să fiu totuși în zona asta de Frankfurt. Pentru Bibi, să mai pot să viu la el. Să-l văd, știi? Pentru el, nu pentru altceva. Că dacă ajung la el să-l văd, bă, dacă viu de două ori pe lună, bă, e ok. Știi? Cine știe ce să zic? Nu știu, habar nu am, frate, să-l măcar ajung la asta. Habar nu am. Sunt călcit ca un ghem de ață. Atâta de încălcit. Dacă nu aveam problemele cu finanțele sau măcar dacă nu blocau ăștia cardul acum, da, acum că totuși că mai am un pic de speranță cu ăsta când vine, să vedem dacă am vorbit cu ea de la finanță,
Și au zis că, păi da, dar tu zici, n-ai plătit 2022, n-ai plătit 2023, n-ai plătit 2021, bă, la mea și picionul de ele. Acum, 2023 nu trebuie să mai pune la subuteală, că să face la sfârșit de an. 2022 și 2021, dar după 2022, 2021 am plătit ceva, nu știu, cred că vreo 4.000 ceva, 5.000, nu știu cât am plătit. Am acolo chitanță, că trebuie să mai pe ele. Habar nu am mâncat la jurea noastră și ce mi-a zis ăla e prin 14.000, bă, mă, era să-mi zic jos. Alo, poate fi 14.000, nici eu nu știu cât am zis, habar nu am. Nu știu exact, nu mai țin cât am. Dosarul de pe 2021, dacă țin minte, ăla era rezolvat, era la zero, nu mai știu. 2022, anul trecut, ăla am avut foarte puțin în casă. 2021 am avut multe în casă. Acum nu știu, până nu vine el să văd, să-mi facă, să-mi treacă, să mă ăsta și să vedem ce și cum, apar, nu. Și după aia de acolo încolo să văd. Ia, trebuie să plătești și la bătrânul chiria, trebuie să plătești și la pentru adresă. Să vedem, da de goștia cu poticul. SMI firmă, adică livrare de mâncare la domiciliu. Îi zici, te vărzi cu mașina de te amețești pentru 80-90 de euro pe zi. Și o cursă fixă, nu pot, nu că poate aș găsi, dar îți trebuie mijloc de transport. Eu sunt cu mașină, bă, uite, cu mașinuța asta, pe aș gurița e că asta deocamdată m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare, dar nu, pentru așa ceva îmi trebuie o dubă, n-am bani de dubă, nu vreau la mâna asta. Trebuie că numai de Germania, nu, de unde am eu bani acum să-mi iau mașină? De unde am bani, mă, de unde mă mâncați? De unde, mă, că chiar aveam de gând să-mi iau mașinuță cu număr de Germania, ca să pot să iau de la asta mai multe cursă și am zis, bă, să vin ăsta să fac cumva cu ăștia cu finanțele, să le dau 1.500-2.000 de euro dacă lucram până atunci și să facă el acolo o rată, doamne, dacă de 500 de euro pe lună. Și atunci în fiecare lună să tragă 500 de euro, să trimită cu 500 de euro la finanță și ia că centru-centru executam și pe aia. Așa că m-a executat timp pe mine. M-a executat timp pe mine, m-a mâncat o jura noastră. Bă, ziceți-vă și voi niște păreri. Dați și voi niște păreri, nu că v-aș vrea asta acolo. Niște comentarii și voi acolo. Ce credeți voi că ar trebui să fac? Nu știu, eu o să mă apiș eu dacă mai știu ce să fac. Bine, alții zice, nu știu, e România. Păi mă duc în România, ce să fac în România? N-au zice, țin și mie. Mă duc pe Uber. Mă duc pe taxi. Mă duc și pe Uber și pe taxi. Mă duc să-mi bat piciorul pe lună. Vorbesc cu putin să mă pună pe o rachetă să mă trimată pe lună. Da, mă, mâncau aș gura voastră, ce să zic. Nu, bine, mă. În speranța zilelor mai bune, vă pup. Că deocamdată bine o scris aia pe... Îți dă numai pagubă. Numai pagubă scrie pe capul meu, mâncau aș gura voastră. De jos până sus numai pagubă scrie. Vă pup, fraților, vă pup, mâncau voastră. Ceau, fraților.